Bună ziua, domnilor consilieri! Astăzi ați fost convocați în ședință ordinară prin dispoziția primarului 151 din 16.06.2023. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a spune spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Vă rog, domnule președinte. Pentru început propun spre aprobare ședința, procesul verbal de la ședința trecută. Cine este pentru? În continuare, dăm citire la proiectele care se vor discuta astăzi în ședința de Consiliu. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Pânceri de Țubacău la data de 23.06.2023, inițiator primarul Comunei Pâncești. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea articolului 9.15 din anexa la HCL Pâncești numărul 66012 din 12.2022 referitoare la aprobarea impozitelor și taxelor locale, inițiator primarul Comunei Pâncești. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind susținerea din bugetul local al Comunei Pâncești cu un procent de 20% din prețul energiei electrice pentru alimentarea cu apa Comunei, inițiator primarul Comunei Pâncești. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind reactualizarea devizului general conform OUG numărul 168 din 2022 pentru proiectul de investiții, reabilitare și schimbare destinației din școală Corbe în centru comunitar integrat în Comuna Pâncești de Țubacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâri privind actualizarea deviz general pentru obiectivul de investiții, reparații la sistemul 3 de alimentare cu apă Pâncești de Țubacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâri privind aprobarea scoaterei definitive din circuitul agricol al suprafeții de 2956 metri pătrați, teren extravilan, categorie de folosință pășune, situat în domeniul privat al Comunei Pâncești, inițiator primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Pâncești, numărul 24 din 18.04.2023, referitoare la aprobarea punerii la dispoziția Comisiei Locale Pâncești pentru aplicarea legilor fondului funciar a unui teren ce aparține domeniului privat al Comunei Pâncești, inițiator primarul Comunei Pâncești. Proiect numărul 8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile iulie, august, septembrie 2023, inițiator primarul Comunei Pâncești. Numărul 9, diverse. Mai avem două proiecte pe care trebuie să le susținem domnul primar. Da. La fel vreau să vă zic bună ziua și bine am reîntâlnit în ședința de Consiliu din data de 23 iunie și recent, acum 2-3 zile, au mai apărut două puncte pe ordinea de zi care trebuie să le susținem spre aprobare. Punctul 1. La proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții, construire de locuințe de servicii pentru specialiști din sănătate și învățământ în Comuna Pâncești, județul Bacău. Punctul 2. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea anexa 2, care modifică și înlocuiește anexa 2.2 cu norme metodologice la proiectul înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în Comunele Pâncești, Corbasca, Tătărăști, județul Bacău. Deci, astea două. Apărut în ultimii două zile și trebuia să... Da, propun spre aprobare proiectele ce vor fi discutate astăzi. Cine este pentru? Deci cu totul suprimem, da? Începem de suprimentare? Cu totul, nu, la rând, ultimile sunt. Bun, luăm la rând. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Pâncești de Țubacău. La data de 23.06.2023, inițiator primarul Comunei Pâncești. Are cuvântul domnul contabil. Având în vedere ordinea de zi prin care avem de făcut intenționate proiecte și o rectificare de buget, precum și expunerea de motive a domnului primar Gădenaru Vișinianu, în calitatea sa de ordonator de credite, solicit spre dezbatere și adoptare în bugetul local o rectificare cu plus a sumei cu suma de 164.000 lei din următoarele surse de venituri. 6.000 din creșterea veniturilor de pe plan local, a veniturilor locale, 158.000 subvenții de la bugetul de stat prin programul
Angel Salini, unde avem în execuție ca obiectiv de investiții pentru anul ăsta, drumul de interes local în comuna Puncești. Am și primit deja banii pentru proiectul tehnic de execuție și documentația tehnică de 158.000 plus alte taxe și avize și documentații pe care noi le-au solicitat proiectantul împreună cu primăria Puncești. Deja banii au venit în buget. În perioada imediat următoare, cred că după 20 și ceva, am înțeles că e ordine de începerea lucrărilor de execuție la acest drum. Deci noi am plătit din bugetul local, am făcut documentația, am depus-o și am primit suma. Rectificarea va fi cu 164.000 de lei pe total venituri, adică veniturile inițiale ale bugetului local erau de 13.031, după rectificarea de azi vor fi de 13.195.000 lei. Mai solicităm virări de credit în sumă de 30.000 de lei, după cum știți în legea 273 privind finanțele publice, avem posibilitatea ca după luna iunie, de la 1 iulie, adică noi am prins o ședință de azi, dar ea va fi în bugetul după 1 iulie, să executăm virări de credit de la un capitol la altul, ca urmare a unor nevoi care s-au evit de la construcția bugetului și până acum, da? Deci legea nu ne dă voie în prim de 6 luni, după care din iulie până la sfârșitul anului avem voie să facem virări de credit. S-au evit două probleme care nu aveau acoperire bugetară. Vedem de la capitolul 6102, Ordine și Siguranță Națională, unde am avut la începutul anului, la construcția bugetului, 55.000 de lei, vedem 25.000 la activitatea de la școală, unde s-a constatat că nu sunt fonduri suficiente pentru construcția gardului de la școală, plus naveta profesorilor, noi am avut-o până la jumatea anului și o să dăm pentru o perioadă următoare, încă 5.000 de lei. 20.000 de lei la construcția gardului și 5.000 de lei la naveta cadrelor didactice, care, după cum știți, după lege, se finanțează naveta din bugetul local. 5.000 de lei le virăm din alea 30, le virăm în cadrul aceluiași capitol la 5102 administrație locale, unde ne-am propus la Căminul Cultural ăsta de aici de lângă noi, la Pâncești, să achiziționăm un număr din mese, pentru că mai sunt anumite festivități în Cămin și nu avem decât în dotare decât scaune și vom fi nevoiți să aducem de la Căminul Lucian, de la Petrești, prin transportare de la un loc la altul să dezmembrează, să strică și am zis noi să punem în buget o sumă de lei de la bunuri și servicii, să punem să ne achiziționăm, am făcut deja și o investigație. Pentru ele le-am găsit la metro. Să luăm câteva mese, poate o să facem și ședințe de consiliu acolo sau alte evenimente care sunt culturale, educative. Da, culturale, educative și ne-am gândit să mutăm de la să facem economii la bunuri și servicii și să mutăm la obiecte de inventar, nu aveam suma suficientă, 5.000 de lei. Deci astea toate sunt 30.000. Iar banii care au venit de la PNDL, de la Angel Salini, pardon, noi am cheltuit din bugetul local, am făcut fundamentarii, cum spuneam, ne-au venit în cont la venituri și trebuie să-i punem pe cheltuieli la drumul respectiv de interes local. Prin măsură ce vor mai fi executate lucrări și documentații înaintate către guvern, o să primim sume care vor fi discutate în ședințele anterioare, următoare care vor fi. Deci asta e mica rectificare pe care o avem astăzi, care v-am spus-o dumneavoastră spre atenție, spre adoptare în ședința de astăzi. Mulțumesc! Discuții. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt? Dacă nu, vreau să trecem la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la proiectul numărul 2.
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea articolului 9, punctul 15 din anexa la HSL Pâncești, numărul 66 din 08-12-2022, referitoare la aprobarea impozitelor și taxelor locale. Inițiator, primarul Comunului Pâncești. Răspund. Dacă la primul punct o să vă îmbucurător, adică am primit niște bani de la guvern pe care i-am redistribuit acolo de necesar și oportun, la punctul 2 trebuie să facem un efort să colectăm niște bani în plus, ceva bani în plus de la populație pentru a susține sistemele 1 și 2 de apă care acoperă 97-98% din gospodăriile de satele Deneț, Pâncești, Motoc, Petresor și Fundul Văilei și toată linia pe drumul județean e alimentată în procent de peste 95%. Ca și explicație, așa ca să înțelegem despre ce vorba, numai pe factorul la lumină pe luna trecută au venit 70.000 de lei, 700 de milioane pe ei. În condițiile în care noi anul trecut am încasat 2.600.000 de tot an. Deci dacă cineva poate să împartă și să mențină sistemul ăsta, fără să găsim o soluție suplimentară, mă îndoiesc. Acum, înainte de a veni în fața Consiliului Local cu această propunere, am avut obligația, și am obligația, ca și primar al comunei, să consult cetățenii. Din un număr oarecare de cetățeni care am putut să îi consultăm, da, chiar 102, da, au fost de acord. Deci am luat mai multe variante pe care vi le prezint și în Consiliul Local. Fie asemănătoare cu comunele vecine, fie datorită situației de secetă care persistă începând de la 15 mai, anul ăsta. Deci în fiecare an am avut secetă, dar aveam o lună, prin august, secetă puternică, să spunem, că populația. Fântânile s-au părăsit, pânza freatică a scăzut și majoritatea, sau chiar la aproape 100%, folosesc apa de la sistemul 1 și 2 și pentru grădinile proprii din curți. Deci vorbim de straturi care au în grădină, nu vorbim că fac grădinărit cu asta. Deci am putea spune că în loc de apă menajeră ar fi ca un consum de apă menajeră 20% și 80% se folosește în alte întrebuințări, fie pentru mărățe, păsări, porci și au în curte și udatul roșilor, ardei, ce mai au fiecare până în casă. Acum, eu nu vă oblig sau nu insist că neapărat asta e varianta. Putem căuta aici o altă variantă mai bună și sunt de acord cu dumneavoastră dacă o putem găsi. Eu vă prezint câteva modele. Deci dacă îndrăgiți alt model de... Deci noi cum putem funcționa mai departe? Fie dăm ca la Răcăciuni două ore la o zi, da, și una nu, pe fiecare comună. Și două ore dimineață, două seara, sau... Dar o zi primește, una nu. Fie când nu mai avem apă și nu mai avem ce plăti curentul, nu mai spunem că și salariatul plătim de la primărie, o oprim de tot. Dacă dumneavoastră hotărâți că doar nu mai plăti și o oprim, eu respect decizia cum să lucrăm cu oprim și să-și fac fiecare fântână cu hidrofor. Și pierderile cât mai prezintă din procesul consumului. Încurajați forturile prin astea, ceea ce veți face am stabilit cu comisia, pierderile sunt undeva între 1 și 2%. Ele, într-adevăr, să mai pot relaci. Da, da. V-am cerut un bilanț, v-am cerut, dacă mai amintesc. Când am cerut cu vreo 2 ani, vreo an, 2. Nu, da, 2 și nu l-a prezentat. Nu l-a prezentat nimeni. O să-l prezinte la ședința viitoare, dar... Să mi-a arătat spre anul trecut. S-au încasat... V-am spus, pe anul trecut s-au încasat 250.000 de lei. Da, dar ce t-a fost consumul de apă? E greu păi să... Păi asta ne interesează. Dar cât a fost valoarea încaselor față de valoarea consumată? Din noi... vorbiți pe metru cub sau cum? Cât, am încercat mai multe variante să identificăm cu câți kilovați se scoate un metru cub de apă. E foarte greu să-l identificăm. De ce? Că sunt pompe noi care bagă, au un debit cu același consum. Sunt pompe care sunt mai uzate, bagă mai puțin și consumă același. Nu, domnul primar, dar avem un contor la sus, la căminul de apă, nu? Da. Avem un contor principal. Da, și după fiecare cetățean are în curtea lui contoare. Alte contoare mici, da. Și faceți bilanț. Da, am făcut asta, da, să știți. Deci acolo avem o pierdere de un 15-20% prin avarii și prin consum, eu știu,
justificat, să zicem așa, dacă iau pompierii de la noi sau din comunii vecini, cum a fost la fondul voiei, că nu pot să ardă casa din comunii vecini să nu dă cisternă de apă. Avem pierderi prin sistemul de, prin avarii și e o anumită pierdere care nu e identificată. Sunt suspiciuni că cu tare fără, dar până am găsit, noi am hotărârea de astăzi, am prins să cumpărăm și 50 de cămini cu 50 de apometre. Și acolo unde sunt suspiciuni. Deci aici ar trebui, nu numai să, dumneavoastră ca și consilier, ar trebui nu numai să mă întrebați cât să fură și cât ăsta. Ar trebui să lucreze atât Consiliul cât și civismul din populația cealaltă și bănuiesc că la creșterea asta cu 2 lei o să creăm o reacție și populația o să spună, uite, doamne, vecinul fura apa. Și atunci... Dacă sunt alte soluții, domnule. Soluția scrisă poate toate contoare. Dar spuneți de unde să luăm banii și îi facem într-o lună, nu contactăm societate. De unde să vii în timp să-i amortizați, pentru că nu o să mai aveți pierderi. Dar vorbim în timp, noi vorbim de azi pe mâine, nu pot să-i spui omul mai răbdare, vreo 2 ani, vreo 2 ani. Probleme din 5 ani. De 5 ani, dar de 5 ani nu au niciodată bani, tot timpul am luat de la buget, tot timpul am fost în gaură. Dar nici ăștia 10 lei, când nu s-au zis. Eu am contactat, deci varianta 1 este suplimentar. Dumneavoastră le alegeți pe care vreți. Varianta a 2 e să dăm cu program. Suplimentare, program. Și varianta 3 avem să o dăm la CRAB. La o societate care și eu am vorbit, m-am interesat, am discutat. Nimeni nu poate... Deci asta ar fi cea mai sigură și cea mai ușoară variantă, să o dăm la o societate autorizată. Dar ei au spus așa, iau toți abonații, deci sistemele cu toți abonații care au apometrile în drum sau la distanță de maxim 1,5 metri la limita proprietății. Deci mi-au spus clar, facem un studiu și restul îi debranșează și omul își face, scoate în drum căminul și cu apometru pe cheltuia la lui. Și în plus plătește din nou taxe de branșare la Apa Nova sau în crabul ăsta care este. Deci nu există așa 20 de ani să spună, eu le spun, sau dacă nu, eu vă spun altă soluție. Care au apometrile trasă, abonați de când sunt eu primar, le scot pe banii mei, primarului. De bani proprii, le scot eu în stradă. Dar celălalt care s-o greșește, nu poți să repare și te greșești 30 de ani. Dar nu contează și dumneavoastră să desconsilieri acolo și nu vă pun nimeni să luați decizii. Ați fost secretar, putea să spuneți că nu e legal. De ce n-ați insistat? Că ați fost doamnă secretar la fiecare ședință, nu dumneavoastră ați fost secretar. Și el a spus, domnule, nu e legal într-un loc, ne blocăm, o să furi oameni, o să facă bypass-uri. Nu poți un consilier. Deci alegeți din aceste trei variante. Dacă ziceți că hotărâți să o dăm la CRAB, stabilim varianta să o dăm la CRAB. Vreți să o dăm cu program, dăm cu oameni. Vreți să creștem din aceste trei, trebuie să alegem una. Care credeți că e mai convenat pentru populație? Eu să știu, domnule, consiliul local o hotărât, duc la îndeplinire cu hotărârea consiliului local. Dacă mai aveți alte variante, 4, 5, 6, 7... Interesant să vedem diferența între apometrile de la... Dar noi avem timp să așteptăm 7 ani. Deci noi trebuie să hotărâm astăzi ce facem. Deci nu, că să mai așteptăm, că vin oameni să nu aici. Deci eu nu-mi permit ca și primar să lasă 1200 de gospodării fără apă. Să fie clar, mai degrabă îmi prefer să rămână 50-70 tăiate apa care e fură și o să-i depisteam în cel mai scurt timp, deci într-o lună zile. Din alegerile, domnul primar, nu o să iasă. Nu credeți că dacă ar face, mai dacă veneau alegerile, o scădeam cu 2 lei dacă luam după alegeri. Eu după necesitate și după ce vrea poporul. Deci nu putem să mergem că mai vedem, că ne mai gândim, că o să scoatem și o să vedem care sunt suspiciuni și colectăm informații la cei care s-ar spune că au mai pată, să văd unde ud în vârful dealului, dacă nu are fântână, dacă nu are... Și atunci, mai e o variantă, acum am discutat cu o firmă să ne dea, să ne închirieze un aparat care putem vedea pe pământ orice fel de conductă, dacă e dar... Dacă dea drumul la robinet. Păi, îl punem să dea drumul la robinet și noi urmărim și atunci vedem pe unde e poți. Dacă... Bine, se poate și cumpăra și la privire, dar e foarte scump, 10.000 de euro, iar mai avem bani să cumpărăm, deci nu... Da, închiriem de undeva, dacă îl ținem noi. Dacă îl dăm la CRAB, nu mai e treaba noastră. Dacă facem program, iar nu mai avem. Când dăm 2 ore la 2 zile și vedem, spunem, e hotărârea consiliului local. Da, gândiți-vă și luați-vă decizii. Dacă mai aveți alte variante, nu gândiți-vă în detalii dacă aveți alte. Vă rog, vă rog. Deci, problema cu apa este într-adevăr o problemă dificilă. Dar fără apă nu putem trăi.
Și chiar am vorbit și cu pastorul ăsta, am avut o întâlnire cu el, că nu știu un papa la noi. De ce zic? Păi un metru cub de apă la 7 lei cât era, sau 9 lei cât va fi, ar fi chiar scump pentru marea majoritatea oamenilor din comun. Sunt și oameni care nu au posibilități. Despensia mare. Da, nu mă lăsați să termin, da. Eu aș vrea, să mai spus și altă dată, cineva se plătesc 10 lei, să munte apa dintr-un loc în altul, un metru cub. Văd dacă e ca oameni. Dar ce vreau să spun? Variantele care le-ați propus domnul primar nu pot fi acceptate. Una, să dați drumul la apă 2 ore pe zi. Vă dați seama, când se oprește apa, am observat la mine. Și când pornește din nou, vine cu goluri de aer. Goluri de aer. Fac avarii, fac. Până se termină goluri de aer, au trecut și la 2 ore și nu au recuperat decât o perioadă de apă. 2. Ca să o dăm la o firmă, firma nu plumește. Deci firma încasează la sânge și nu știu dacă ne va conveni să plătim apa 12-13 lei cât o să fixeze. Nu vine metru cub apă și panal la Răcăciune. O să faceți o comparație. Da, de 2 ori pe săptămână. Cu trecerea de la sistemul nostru, nu mă rog, trece la sistemul nostru, la un sistem privat, să vedeți costurile care vor fi. Iar dacă nu vom mai avea bani să vă opri apa, va fi o tragedie. Eu răspund în experiență. Sunt de la 7 lei, am redus un pic de robinet, am făcut un pic de economie, am o fântână, am băgat hidroforul și am umplut bazinul, am mai colectat apă. Tot din bunul stat pe zi, am mai corectat așa că de acum foaia asta care a fost aur pentru zona noastră, am corectat-o un bazin de 2 metri cu jumate de apă pe casă și o cadă. Și acum am întâlnit doar de acolo. Nu sincer, uitați, vedeți la mine și vedeți treaba asta. Oamenii trebuie să învățați un pic să și economisească. Dacă eu mă apuc și uz să dau drumul cu rău prin cartofi și prin ceapă și prin toate astea, să duce altfel. Eu sunt pentru mărirea prețului. Nu este cea mai bună soluție, dar, dintre toate, asta nu văd. Mulțumim, domnul consilier. Altcineva? Și mai fost o problemă, dacă a zis așa. Domnule, și vecinii între ei, domnule, este o leacă. Domnule, eu văd că acolo că e budul grădină și trebuie să vedem cât apă plătește la primărie. Și se transforma că este foarte greu de controlat. Noi, să controlăm dacă era... Deci, asta e punctul 2 la punctul 3. Ar trebui să discutăm și punctul 3, că e legat tot de apă. Da. Proiect de hotărâre privind susținerea din bugetul local cu 20% la factura de energie. Deci, chiar cu 2 lei ăsta în plus, tot nu putem susține. Ar trebui să mai susținem bugetul local cu 20%. Deci, ca să le punem la vot odată pe amândouă și în discuții. Deci, și punctul 2 și 3. Aș propune să susținem în totalitate, fără scumpirea apei. Nu e posibil că... În totalitate? Nu e posibil. Ca să nu afectăm ce să facem. Nu, e adevărat că nu să mai afectăm, dar nu e legal pentru că subvențiile care se dau la apă trebuie dat pe persoană, nu pe procent cum dăm noi, cum încercăm noi să dăm. Și atunci am luat o variantă jumătate-jumătate, adică jumătate să mergem pe lege, că legal e să creștem prețul de apă, că e buget pe autofinanțate, deci el trebuie să finanțeze de acolo și cu salariați și cu avarii și cu energie și cu tot. Deci eu știu că dumneavoastră sunteți bun om acum, că sunteți în opoziție, dacă ați luat puterea să gândi altă. Pentru că, deci, poți să iei de undeva dacă colectezi. Dacă nu colectezi, n-ai de unde să iei și să plătești. Deci eu nu vă spun, nu plătesc, dacă nu dați hotărâri să plătim 20% din buget, plătesc că am și oprim apa. Deci nu, eu nu mi-asum să plătesc factori ilegal din altul. Adică în bugetul comun plătim și pierdem, plătim și furturi, plătim și... Dar soluția la economisire energie nu se poate rezolva nimic cu acele pierderi de energie.
cât consumă pompele? Ce consumă pompele? Am analizat cu specialiști în toate felurile. Singura reducere la energie ar fi să reducem consumul de apă, să, adică să nu mai băgăm așa mult apă. Consumul energie, am avea factorile aici, uitați să vă uitați pe ele, ca să mă vede. Dar vă spun un aspect, că dacă mergem pe varianta să o dăm cu programul și ne obligă situația, că noi nu am lungit-o pentru 15 iunie acum, că, întrucât avem școlile și la școli trebuie să le asigurăm apă. Fie că punem hidrofare, facem puțuri, ne întoarcem în urmă cu 20 de ani, fie că dăm cu program câte se elevi la școală și atunci o să facem programul de distribuție a apei în funcție de câte se elevi la școală, se poate folosi și școlile, se folosați și cetățenii. Dar întreruperea alimentării cu apă la comuna Pâncești e mai grea ca la comuna Răcăciun, Orben sau alte comuni care sunt 90% pe șez. De ce? La noi prinde aer, că avem dealuri de astea și atunci distrugem instalațiile. Când prinde aer și băgăm apă din nou după ce se întrerupe, se creează acele lovituri de bebec la capăt de coloană și creează avarii pe toate, tot sistemul. Și ar însemna dacă din două în două ori, nu vă mai spun că DSP-ul spune că după fiecare întrerupere de apă să luăm probe de apă că se contaminează în lipsa apei. Deci apa e, avem cea mai bună apă, dintre cele mai bune apă, nu știu din les, dar niciodată n-am avut probleme de calitatea apei și datorită factorul ăsta că apa tot timpul a fost în presiune, deci nu stau conductele goale din punct de vedere chimic și bacteriologic vorbim. Deci... Dacă îmi faceți o comparație așa, un bidon de apă cumpărat la magazin, cât este de 5 litri? De ce nu un butel? Cât o tonă de apă, de cât o metru cub de la noi. Și atunci apa noastră este 10 litri. Și e foarte bun, poți să vină și apă plată, să vină, să o consumă ca apă plată. Vă spun, sincer, eu mai dau un pic de voi, cum se vorba bine, fiecare mai de la Bacău, vine și ia apă de la de la sol și acolo cu bidoanele, acolo e pierdere. Eu cred că acum nu e o creștere semnificativă, 2 lei e o țigară dintr-un pachet, deci la un metru cu o tonă de apă, dacă mai pui costul la o țigară, nu e... Eu am discutat cu foarte mulți cetățeni și... Tu comparații, acum e un viciu, apa e necesitate. Ei, atunci... Mai reduc, din țigări să bea apă, dacă nu se care cu coghilița de la prău, de la sășurii roșii și ardei. Deci nu putem să le dăm apă gratuit, să știți, asta nu se face. Deci, cum știu că trebuie să-și plătească energia, telefonul, că începând de la 5-6 ani până la 90 de ani au telefoane cu toate camerele și tot felul de poze și să fac fel de fel de selfie fiecare, trebuie, știi, trebuie să-și plătească și apă dacă vrea să bea apă. Deci nu trebuie să-i dăm apă gratuit. Cine vrea gratuitate, să-și găsească alte soluții. Zboare prin căderii gravitaționale, să-și facă alte sisteme, că nu îl oprește nimic. Asta e un sistem de distribuție centralizat. Mai mult decât atât, nu trebuie să suferi 80% din populație pentru, eu știu, că câțiva nu vor să cum spuneți că o folosesc asta. Hai, domnul consilier. Îmi cer scuze, dar asta e. Domnul Pantaleu, ce spuneți? Sunteți consumator de apă, părerea aveți. Mai mult apă, dar... Ce aș putea să spun? Părerea e că, cum spunea și domnul Arvinti, eu cred că, într-adevăr, e o sumă, 2 lei, peste ce-o fost, peste 7, dar având în vedere că noi ne numărăm printre puținele de comuni din județ, unde asigurăm apă 24 din 24 și dacă ne uităm cu atenție și în jurul nostru și la celelalte comuni, unii, cum spunea și domnul primar Răcăciuliu, eu de la Marvela, părinții mei de la Marvela, nu au apă 3-4 luni în tot anul, da? Și când vine ei tot așa, fiindcă la Corbasca și Scărișoara sus și vine apa cu puterii, sparge țavi, iar repară, iar bazinii, nu știu ce se întâmplă, că nu există apă. Noi nu au fost probleme de genul ăsta, pentru că avem și o apă de calitate, avem și izvoarele foarte bune și asigură necesarul de apă, dar ăsta, omul, având apa la robinet și vede că e atâta sece de
în atâția ani, 2-3 ani, au fost secete extreme în toată lumea și în țara noastră și la noi, la Pâncești, nu? Deci văzând că e secet, omul dacă are acolo, e tentat să nu le să roșii cu aceea să se usuce, să are și el un metru de iarbă udă. Și atunci, dacă vrei ca să faci treaba asta, trebuie să te costi un pic mai mult, după părerea mea. Și consider că soluția asta ar fi. Eu ne-am uitat cu atenție cu doamna viceprimar, cu colega de la venituri. Nu sunt oameni care să aibă sume deosebite. Sunt cetățeni care nu au bani în toată perioada anului, că nu au salarii. Vine perioada răsadurilor, duce omul, vinde, vine și își plătește. Nu au plătut atunci când nu și-au permis, că nu au avut de unde, îl așteptăm până când o să vândă ce cultiv în câmp acolo. E greu să trăiești numai din... să nu merg cu firul și să vinzi. Și să, da? Eu consider că dacă mărim, nu e o problemă deosebit de gravă și oamenilor să înțeleagă că asta e soluția. Dacă ei o să facă front comun și nu o să le convină, o să adoptăm stilul ăsta care i-a zis domnul primar, o oprim, o dăm cu două ori, când s-o strica o să o reparăm și o să vedem care e soluția cea mai bună. Da. Deci să fim mulțumiți că avem apă, că putem să ne ținem curțele vii și că oamenii înțeleg sigur treaba asta. Eu așa consider. Acum, dacă tot am zis domnul consilier Bugaciu și cu zamă cu populismul ăsta, că să le dăm totul de gratis din bugetul local, eu vă propun altceva, cred. Să subvenționăm tot acest. Bun, da. Mă rog, probabil susțineți că sunteți pe... Eu vă propun altceva. Eu vă propun să aprobați creșterea cu 2 lei ca să pierde-o. De la vară intrați dumneavoastră și doar să o scadeți cu 6 lei. Și o dați cu 3 lei. Asta ar fi cea mai bună soluție. Că eu am să pierd din asta, sunt convins de asta. Și poate Dumnezeu și câștigați. Vreau să le dați cu 2 lei la oameni. Da. Hai să discuți. Da, nu știu, la noi la frugerii și la prima, nu mă știu cum să vă rog. Eu nu deja am fiind și de gora. Știți când i-am cât i-am pe cisternă, pe tonul de apă? Eu aduce de pe un puriu, de pe unde poate și el șmecherii, de pe la șușmeri, de pe la... E a 60-70 de lei. 60 de lei. Deci, domnul consilier n-a fost. Avem trei variante. Una, să subvenționăm cu 20% la energie din bugetul local și plus creștere cu 2 lei, varianta 1. Varianta 2, să dăm cu program 2 ore pe zi, o zi da și una nu. Sau să o dăm la CRAB, la o societate care să ia măsuri, să o exploateze, o societate autorizată. Deci când n-ați fost în început și am mai dat toate explicația să înțelegi. Și doar să alegeți acum primul. Noi am, eu ca și primar, am consultat cetățenii și majoritatea îndrăgesc ideea cu creșterea cu 2 lei și subvenții de 20% din partea de la mine. Crește cu 2 lei, va fi apă permanent? Va fi ca și până acum. Păi mai puneți și așa până acum. Păi și până acum au fost. Cum domnul a avut apă? Deci noi am avut apă 24 permanent. Dacă a fost o avarie într-o zi și a lipsit o oră, două, au lipsit în Bacău vreo 4 zile când a avut avarie. Tot un an. Da, da. Deci nu luăm în calcul avariile astea, da, are o avarie, lipsit 2-3 ore, 5 au fost avarii. Nu au fost avarii mari, fi toată comuna, nu au avut niciodată avarii. Nu suntem mai avut majoritatea. Și dacă, de exemplu, dacă mai mărim cu 2 lei, nu? Va fi apă ca până acum, a? Da. Iar plata este la zi cu toți locuitorii care au fost cu suma mai mică? Da. Deci plata la zi nu a fost niciodată la niciun impozit, pentru că de-aia e și listă de rămășeți, dar ei se încasează. Noi dacă au rămas de anul trecut de încasat 450 de milioane, să știm, am încasat până în martie, că ne-am mai prins pe aici cu diverse probleme. Dar i-ați prins, nu? Da, în mare linii bani. I-am prins pe unii, am scăpat alții, deci ei se rotesc. Cel care rămâne, nu rămâne nimic plătit, îl plătește mai târziu, da. Tot plătește. Mai e o variantă care o putem pune tot în discuție acum.
să modificăm la SOBIS programul și să le punem penalități la cei care nu plătesc. După o lună de zile de la citire, dacă nu și-au plătit apa, să le punem penalități. Luați în calcul și aspectul. Nu, de zile. Uitați-o, modificăm, notați, doamnă secretară. Și vorbim la SOBIS și după... Da, veniți cu discuții. Tot nu ajunge, padre, tot nu ajunge. Nu, în variantele astea două care le-am propus, mergem înainte. Suplimentar să mai mergem cu penalități. Ca să, să activăm populația și de-a mai repede bani. Dar dacă nu ar de idei, degeaba... Ai să stai ala, să ducă, să ducă... Ia duce. Dacă nu trimitem noi organele din casare, în afară de calculator, separat. Propun la spre votare proiectul numărul 2. Cine este pentru mărirea 2 lei? Sau pentru alte lei? Dar nu mai puțin să vă numesc. 6, 7, 8. 8 pentru. Cine este împotrivă? 8, dar e vezi pe ea 2 care lipsesc de acord. 10, 10 pentru și 2 împotrivă. Cine se abține? Deci 8. Pentru două abținere. Supunem la vot proiectul numărul 3. Creștere 20%. Creștere 20% la prețul la energie. Nu, cu subvenția de 20% pentru prețul energiei electrice. Cine este pentru? Deci, unanimitate. Împotrivă? Abțineri? Iată-mi pune. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind reactualizarea devizului general conform OUG numărul 168 din 2022 pentru proiectul de investiții, reabilitare și schimbare destinate din școală Sport B în centru comunitar integrat în comuna Puncești, de Bacău. Inițiator, primarul comunei Puncești. Da. Conform ordonanței numărul 168 din 2022, la centru integrat. Știți că au fost întrerupte lucrările datorită faptului că constructorul au primit prin ordonanța respectivă, au fost obligați de către stat să crească salariile în construcții de la 3.000 la 4.000 de lei, respectiv 24 de lei pe oră și erau cu 24,5 lei. Și nu se mai cadrau, aveau o pierdere de 55.000 de lei numai pe manoperă. Și am fost la POR, am stabilit și ne-au dat scris ordonanță prin care prevede ca consiliul local au obligația ca să meargă proiectul mai departe și să putem finaliza lucrarea, au obligația consiliul local, primările, au obligația să susțină din bugetul local creșterea salariului ăsta. Și atunci avem bugetul local, devizul general, prin care se suplimentează cu 55.000 de lei reactualizat. Reactualizat cu prin o creștere. Adică prețul e același, local. Prețul e același, nu o crescut prețul, nu suportă Europa nu suportă. Europa suportă tot 100.000 de lei când ne dă aici. Câte era în devizul prim. Da, cât e pe eligibil. Deci noi practic creștem pe ineligibil. Acum, mă rog, era datorită creșterii salariului minim în construcție de la 3.000 la 4.000 de lei. Chestiunea asta vine la toate lucrările, ca să știți. Asta s-a întâmplat, ca să fim mai exact, s-a întâmplat datorită faptului că devizul prim general a fost făcut acum 2-3 ani, când erau alte prețuri, alte în piață, ca urmare a ordonanțelor din guvern de creștere a salariului minim pe economie și era una special 117, unde spunea că în construcții salariile cresc la o anumită sumă, iar în devizul ăla suma a fost aceeași ca când s-a întocmit înainte de ordonanțele astea. Și atunci
ele s-a vizdat cu suma veche, iar nu să, eu cred că la nivel central trebuia gândit și făcut. Ca la proiectul meu, când am făcut dosarul în 2017, aveam curs euro cât era, exact. Am finalizat. La nivel de guvern, de stat, ar fi trebuit ca toate aceste prețuri trebuiau actualizate, nu să nu le dai voie să le mărească ei, ca urmare, tu îi pui ca să-i dai atâta, dar cine dă banii ăștia? Nu, eu formule de calcul, prin indicele INS, deci la, noi acum facem creșterea asta prin indicele din aprilie. Deci cu o lună se ia în urmă, pentru că din mai apare în iunie, până eu fac situația cu indicele din aprilie. Prin formula respectivă, reiese suma, să suntem obligați pe tot parcursul. Dacă ne lungim pe 3 ani, la 2-3 luni când se face situație de plată, tot o să plătim eligibil. Dacă ne grăbim și închidem lucrarea, nu scăpa cu mai puțin. Dacă mai crește o dată salariul, tot pe noi ne obligă să mai crește. Deci să înțelegem că la 2-3 luni, dacă se cresc salariile și astea, suntem obligați să susținem. Și nu numai la toate lucrările, cum am spus. Dacă care este continuăm, care este fondul, da, care e buget local și acolo, dacă nu-l facem 6 luni cum e prevăzut un contract, exact. Și acolo îl actualizează, că legea e valabilă pentru orice lucrare. Deci, cu cât întârziem să facem lucrările, cu atât avem de plată mai mult. Da, puneți la poate. Cine este? Dacă mai se discute. Discuție de marginea proiectului. O să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea de deviz general pentru obiectivul de investiții, reparații la sistemul 3 de alimentare cu apă Pâncești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. Aceeași ordonanță, numai că aici suma e mai mică, pentru că și valoarea lucrării mai mică, e 35.000 de lei, 35.000. Aceeași treabă, lucrarea a fost scoasă la licitație, a câștigat firma Digitale Singur, din SRL din Unești, la fel au aplicat formula de calcul prin care se suplimentează de la 565.000 la 595.000, deci 340.000 de lei. Firma începea lucrările din primăvară, nu s-a putut începe că când am contactat dirigenția de șantier, deși avem pe reparații sistemul 3 de apă la sondă, vorbim aici la Pâncești, legea ne obligă să avem stații de clorinare, să avem 15-20 de cămini noi, care sau 18 cămini, nu știu ce sunt, pe proiect și ne obligă să facem, să emitem autorizații de construcție. Ca să emitem autorizații, au fost nevoie de 10, 15 sau 7, 8 avize de la instituții de stat, El Gaza, Mediu, DSP, drumul județene, armată și până acel. Și n-am întârziat, că n-am putut să începem lucrarea. Deci aveam o variantă să reziliem contractul de licitație și să reluăm din nou când terminăm avizarea, dar trebuie să actualizăm deviz general și firma respectivă o contractat cu 100.000, cu 1.000.000 mai puțin lucrarea asta. Și acum ar trebui să mai creștem cu 1.000.000, s-ar putea să vină unul cu 99%, că nu prea sunt firme și deci am avea mult de mai mult de pierdut dacă n-am continuat. Deci asta e modificarea de viz general cu, cum am spus, cu 34.000. Discuții de marginea proiectului? Dacă nu, trebuie să-mi propunem. Cine este pentru? Împotriva, abține. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterei definitive din circuitul agricol a suprafeței de 2.956 metri pătrați, teren extravilan, categorie de folosință pășune, situată în domeniul privat al Comunei Pâncești, inițiator primarul Comunei Pâncești. Este vorba de dezlipirea care am făcut-o pentru stația de epurare de la Petrești, în capătul pădurii, din capătul izolat de acolo, 29 de ani. Noi am făcut documentația la OSPA Bacău, în rezultat, le-am făcut la NIF, ne-o dat aviză, și pentru a depune la Ministerul Agriculturii, în direcția agricolă, să depun documentație, îmi trebuie și o de Consiliul Local și alte documente. Și sperăm săptămâna să-ți depunem și în 2-3 luni să obținem scoaterea din circuitul agricol, de la pășunii la
construcții ca să putem construi acolo stația de epurare și să, până atunci, terminăm și cu toate avizele, să semnăm contractul și să scoatem la licitație canalizarea pe Petre Soș și Fundul Băieme, satele, pe sistemul 2 de apă, practic. Cam asta e. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, trecem la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Pâncești, numărul 24, din 18.04.2023, referitoare la aprobarea punerii la dispoziția Comisiei Locale Pâncești pentru aplicarea legilor fondului funciar a unui teren ce aparține domeniului privat al Comunei Pâncești. Inițiator primarul Comunii. Ați hotărât într-o ședință anterioară să compensăm prin, adică să punem în aplicare o hotărâre judecătorească de prin 2012 la școala Pâncești 2, la atelierul Pâncești 2, unde trebuia să dăm o suprafață de teren plus să avem compensare conform hotărârii judecătorești. Am căutat în teren zona unde se indica hotărârea și unde era prevăzut în 2012, deci hotărârea de 10 ani urmă. Terenurile respective sunt ocupate de cetățenii care au pe terenul lor bazinul de apă de la sistemul 2 de apă de la Soci. Deci am fost, am vorbit cu ei, domnul, dacă ne iei terenul, venim și ne luăm terenul în stația, tăiem conductele și vă luați bazinul de acolo. Și deci, ca atare nu poate fi pus în aplicare această hotărâre. Și revocăm hotărârea și o să, să mergem la altă soluție, cu compensare bănească sau... Da, financiar nu a prins nimic? Am prins și financiar, da, și era hotărârea judecătorească și noi am zis că să fie o mulțumire să mergem pe lege, pe hotărârea judecătorească. Nu avem acum omul... Am fost în verificat, nu se poate. Acum rămâne de văzut dacă o să accepte partea cealaltă numai compensare, dacă da, nu, mai judecăm o dată. Mai trec 10 ani și să vedeți ce se mai întâmplă. Moare persoana și se rezolvă. Se rezolvă problema. Are de câștigat, dar și nu câștigat. Da. Discuții de marginea proiectului? Aia ca e fiere săracă. Dacă nu trecem la aprobare, cine este pentru? Ce? Da, până la oră. Împotriva ținerea. Proiect numărul 8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședinței pentru lunile iulie, august, septembrie 2023. Inițiator, primarul Comunei. Da, așa cum ați stabilit în regulamentul de organizare și funcționare, următorul pe listă, în ordine alfabetică, este domnul Moțov Costel. Dacă sunteți de acord, domnul Moțov, președinte pentru următoarele. Prezent. Și proiect numărul 9, diverse. Nu, mai avem suplimentarea prin hotărâre de consiliu local, asumii cu neeligibili data asta, de sumă mult mai consistentă, trebuie să o discutăm și să o analizăm până asta de ce și de făcut. Ia să luăm de vis general. Deci avem așa, de vis general eligibil plus neeligibil, avem suma de, care o să vă dau pe capitol, dau suma totală și să nu dăm separat. 2.580.000, deci 25 de miliarde am primit, ar consta investiția totală. Deficit general neeligibil, deci care îl suportă consiliul local, 873.468 fără TVA. Deci, ca să primim bani pe PNRR, trebuie să susținem și noi din bugetul local. Asta e condiția. Acum, dacă mai luăm și școala asta etajată, noi mai trebuie să susținem și acolo cu vreo 1.200.000, 1.300.000 bani de lei. Într-adevăr, să adună o sumă destul de consistentă, dar acum dumneavoastră alegeți din a pierde tot sau a câștiga 70%, 80% și 20% să punem noi. Ca și impact financiar, e unul destul de consistent, dar în toate calculele mele cu domn contabil, pe 2 ani de zile le-am putea duce. O să vedem de unde mai facem economie. Și o să găsăm soluții. 1 milion pe an o să găsăm noi să susținem că ar fi păcat să pierdem banii pe contracte deja făcute și care pot fi în curând scoase la licitație și chiar să demareze. Beneficiul investiției? Beneficiul de 3-4 milioane de lei, cam în două.
beneficiu, nu... Școala e necesară, la casa specialistă vă referiți. Da, sunt foarte multe comuni în țara asta care nu au medici, au la 3-4, una dintre condiții și că nu le asigură o locuință de serviciu. Deci cele de... Păi nu au fost, s-au vândut acum 30 de ani. Vândut, mai încoace, nu puneți, am 30 de ani. Puneți greșit problema că le-ați vândut. S-au vândut. Consiliul local, făceați parte a anii la ultimul da. Tranzacție. Parte. Nu a fost, fost vândut cât am fost eu consilier. A fost vândut în 2000. Nu după 2000. După 2000 nu s-au vândut nimic. S-au intenționat să vândă. Domnul consilier vechi, s-au intenționat să vândă dispensarul uman. Și eu mi-amintesc că m-am opus vehement pentru vânzarea construcției la dispensar și ca atare și acum e a primăriei. Primar, nu avem medici pentru că nu au un sistem, nu avem medici pentru că nu e o afacere foarte mare pentru da, asta nu putem noi schimba, noi putem face ce putem face. Nu putem noi mări salariile la medici. Noi putem adică să construim o... Bugetul Comunei Pâncești să fie să suporte 20 de miliarde lei vechi, ca 2, 3, 4, 5 persoane să aibă unde sta în comun. Da, e construcția primăriei. Ia construcția comunii, deci nu e nicio problemă. Ea da, poate... Dintr-o hotărâre poate fi modificată cum au fost și celelalte modificate și ce să modifice? După ce construcția, după ce va fi gata, nu, finalizată... Nu, spre fonduri europene, spre PNR, nici vorba să poată fi vândută. Deci e construcție a primăriei care va fi folosită pentru specialiști din învățământ și din conform legii, că așa prevede legea. Dacă aș primi de undeva două părți, mai mult decât două părți, o parte să spun eu, de ce vedeți că e cheltuiala prea mare? Atunci cum ați vedea să, dacă nu e altă posibilitate? Pentru că prin fondul de mediu și prin PNRR sunt niște lucrări care nu sunt eligibile. V-am explicat și la școala de la Pecești 2 aici. Nu putem, eu cel puțin că sunt eu primar, nu putem să facem un proiect numai cu schimbarea tâmplăriei exterioare și fără aia interioară să o lăsăm de când eram eu elev, cu ușile cărpite, cu tablă și cu astea. Deci trebuia schimbat tot. Toată instalarea interioară nu face obiectul elizibilității. Și cât vor să locuiască spațiul apartamente, că să locuiască, dacă e situație de urgență, pot locui 30 de persoane, de exemplu. Dacă avem un viitor, o nenorocire și ăsta, poate să locuiască spațiul apartamente, pot locui câte 5-6 pe apartament, avem o locuință de servici și se pot folosi la orice intervenție pentru un necaz, o problemă. Dumneavoastră și cu domnul Zamă, s-ar putea să nu vă prea interesează, că nu locuiesc pe raza comunii. Și cei care locuiesc aici, poate interesează mai mult să aibă o locuință de serviciu. Mai multe proprietăți pe raza comunii. Aveți, dar nu sunteți în mod direct afectați nici de apă, nici de medic, nici de lumină, nici de nimic. Când lipsește apa, dumneavoastră faceți duș la Bacău. Când lipsește la cel de la Soiți, de la Pâncești, primarul nu poate să facă. Fac duș aici la țară, dar nu am apă niciodată. O să aveți dacă susțineți, dacă plătiți. Da. Domnul primar, au fost gândit și pentru profesori și pentru medici. Nu asta nimeni. Și s-au fost vândute. Spuneți la voi. Nu s-au vândut decât... Adică nu sunt eu nici primar, nici consilier. Rețineți ce vă spun. Și dau semnături pentru asta. Nu vă acuza nimeni în cazul dumneavoastră. Nu vă vorbim ca situație în sine, nu? Domnul, asta nu înseamnă dacă s-au făcut niște greșeli să nu mai continuăm dezvoltarea comunii. Deci dezvoltarea comunii trebuie continuată, indiferent de greșelile care s-au făcut. Cu un om fără risc, ca și fără speranță. Așa au gândit-o atunci, cei care au gândit-o, a fost un fel de privatizare, cum s-a făcut, cum, necum. Nu ne putem întoarce cu 30 de ani în urmă, ce au făcut după Revoluție, că au vândut blocul cu 4 apartamente la Pâncești. Asta e, trebuie să vedem ce putem face de aici încolo. Și păcat să ratăm niște bani care deja contractul e semnat, să poate apuca de lucrare oricând, să dăm autorizație și să... Eu nu cred că, chiar am fi de râsul județului să audă că nu vrem să construim pe un proiect care e deja analizat. Nu faceți aceeași greșeală care a fost făcută. Acum, haideți să terminăm lucrarea și dacă eu credeți că o stau primar vreo 30 de ani să mai vând tot eu, am înșelat. De la anul acolo să fie alții, sau peste 4 ani, sau eu știu când. Dar atunci,
Doar, n-a nimic. Se rămâne în istorie cine a făcut, nu cine a vândut. E vorba de scopul final. Scopul final e ceva așa, e la cine la care, oricum o să complicăm. Să fie o construcție, probabil o să arate bine, o să... Eficiență energetică maximă cu 90%, deci are un sistem de încălzire cu economii. Vă spun eu că stea, eu chiar am discutat cu domnul doctor cu, la depunerea proiectului, am avut un memoriu de însui medic care un copilul, poate urmează al doilea, o să chiar o să locuiască cea mai mare parte din timp aici. Super, exact. Casa o să fie cu pont, cu curte, cu gazon, cu astea. Vin din Bacău și fac naveta și își cumpără casă și cheltuie 3-4 milioane de euro sau 100 de mii de euro cât cheltuiesc să-și facă o casă și specialistul dacă are făcută de licenar ăsta, nu m-aș vedea. Da. Acum nu se stea mai să mare. Casă vă rog, am luat pe eu. Da. Da, e altă discuție, aia e din contribuția obștii. Aici e... Pune la vot. Sunt discuții, dar acum o să-mi pune la vot. Discuții de margine aia. De margine. Rectul meu? Da. Aveți ceva de discutat? No, nu. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Păi, domn Bugăciu. La Bugăciu. La Bugăciu. Următorul proiect? Următorul proiect e... Hai să știm de ce întâi. Proiect de hotărâre privind aprobarea anexa 2, care modifică și înlocuiește anexa 2.2 din norme metodologice la proiectul înființat de sistem de inteligență de distribuție gaze naturale și în comuna Pâncești, Corbasca, Tătărești, județul Bacău. Aici despre ce e vorba? Vine cu modificări, uitați anexa 2, facem modificări la anexa 2.2 și aici avem tot felul de proiectanții nu completat listele astea, încă trebuia să ajungă, nu ajuns, o să ajungă în scurt timp. Consumatorii casnici și nou în casnici, stații de reglare de măsurare, conductă, racoare, rețea, branșamente, clienți, toate branșamente, clienți nou în casnici, posturi de reglare de măsurare, stații de reglare de măsurare, valori în valoarea necesară obiectivului fără TVA cu TVA și TVA separat, pe total, construcție, montajul, tot ce înțeleg proiectul, cu faja, valoarea totală investiții, deci cumva asta e sunt date generale, dar documentația de modificare la anex, asta ne-o face proiectantul care are proiectul în contractare și consultanții și o să-l depunem pentru ca proiectul să fie eligibil și să putem face pași mai departe care facem destul de greuți. Sperăm anul ăsta să mișcăm un pic. Nu, dar e, nu am ajuns la asta acum. Aici, dacă dăm Dumnezeu și de aprob, la anul, vedeam, e mai ușor. Până atunci, terminăm pe care le aveam, știți când v-am spus eu cu rostogolirea. Până terminați rețeaua de gaz, nu știu dacă e mare mea. Nu, abia-ți acum să... Acum... Acum am venit. Să punem la vot și la diverse, mai discutăm și alte aspecte. Dacă sunteți de acord cu modificarea. Discuții, dacă nu, să punem la vot... Înainte de a începe la diverse, vreau să vă mai aduc la cunoștință anumite aspecte care țin în mod direct de Consiliul Local, dacă dă o tentă de a fi de acord de a aproba sau nu. Avem și sunt sume pe PNRR, sume eligibile pentru formarea unei, și aproape e obligatoriu, formarea unei platforme de gunoi, de grajd pentru animale. Întrucât fermierii, cei care au peste 3 vaci, 52 sau 82, nu știu exact numărul la bovine și la ovine, la bovine știu câți 3, trebuie să, în proiectul ăsta, trebuie să avem 7-8 platforme individuale, care se fac tot cu eligibil 100%, și o platformă mare. Suma ar fi tot aproape 1 milion de euro, din care vreo 500 de mii de euro zâmbă utilaje, care înseamnă tractor cu cisternă, cu remorc, cu mașină de împrăștiat cu noi de 5 tone, cu un mini-escavator și plus câteva stații la cei care au peste 10 animale, stații care nu ne trebuie autorizații. Deci cei care au
vite și o nouă autorizație, noi putem face și se colectează în mod gratuit de către primărie, prin compartimentul ăsta de compostare a gunoiului de gaj. Am dat o listă cu numărul de animale la câteva firme de consultanță care să vadă dacă aveam eligibilitate sau nu. Mi s-a comunicat că ne încadrăm. Trebuie să avem un număr de UVM-uri în toate vite mare pe total comun ca să aș putea accesa proiectul ăsta. Și am putea câștiga aproape 1 milion de euro comună și am putea ajuta și fermierii să-și ia în continuare și să nu-și micșoreze șeptelul de animale. Acum ține de Consiliul Local dacă îndrăgește ideea asta de a avea la nivel de comună o platformă de gunoi de grajd comunală. În afară de achiziția echipamentului? În afară de achiziția salariați? Nu trebuie niciun salariat. Noi o putem gestiona cu oamenii care avem. Stația de compostare a gunoiului de grajd se va face în zona, dacă se va face, bineînțeles, în zona Sociului, pentru că acolo sunt cele mai multe animale. O să scoatem din circuitul agricol de la Pășoni 500 de metri pătrați, 5 ari de teren, ca atâta trebuie. Și în rest, nu, stația nu necesită alimentare cu curent electric. Camerele de luat vedere vor fi cu panouri solare, iluminat cu panouri solare. Nu necesită cheltuieli. În schimb, noi sprijinim cetățenii. Acum nu mă grăbesc să spun că iar nu vă interesați cetățenii pe raza comunii, că nu locuiți aici. Așa că, de-am vrea să o convedesc. Dacă îmi permiteți, mă rog, veni vorba că nu locuim aici. Dar vă interesați de reședința noastră. La dumneavoastră, după ora 14, după ora 16, vă vădeți trecând spre Bacău, deși instituțiile statului sunt chise, nu cred că mai... Da. Și vă duceți cu mașina primării, nu cu mașina personală. Da, e adevărat, dar nu știu dacă știți că primarul e 24 din 24. 24, dar nu la Bacău, e raza comunii. Nu, avem pe mașină GPS, faceți sesizare la primarul. Dar de unde știți că n-am avut treabă după ora 4 cu firme de consultanță, de proiectare, să analizăm? Eu nu pot pleca până la ora 3 de aici, sau 2, tot timpul că avem cetățeni. Deci nu, avem GPS pe mașină, se poate vedea unde a fost mașina. Și la noi tot consultare. Dacă puteți, vă spun o chestie, dacă puteți demonstra că am fost la nuntă vreodată cu mașina de serviciu, în momentul de față îmi dau demisia pe loc acum, da? în fața Consiliului, da. Dați-mi, demonstrați-mi că eu am fost, sau dacă credeți că eu până la primărie n-am mai avut mașină, iar vă înșelat. Deci, nu stau primar ca să mă plimbu cu mașina primărie. Eu am intrat primar să dezvolt comuna asta, să știți. Se vede. Deci, da. Deci se vede, chiar se vede. Cine are ori să vadă, cine n-are, nu poate vedea. Da. Veniți cu dovezi și v-ați spus, aveți două ori demisia. Sunteți la ora 8 și plecat spre Bacău. Vreți să vă urmăresc eu spre dumneavoastră? Da. Aveți GPS? Nu aveți GPS. Ce cum? Aveți GPS în mașină. Controlat de cine? Se poate vedea unde am fost în mașină. Controlat de cine? Controlat de cine trebuie. Cine trebuie să-l controlezi? Da, v-am spus, avem GPS, se poate scoate cursele. În afară județele am fost strict, la contract, la București, la Iași. N-am fost la mare, n-am fost la stațiuni cu mașina. Nu primar, nimeni, în centra județului. N-are nicio treabă de noi când ne mergeți, dar crezi că ne faceți, cum să spun, discuțiile astea cu direct, dar sunt primar. De exemplu, primarul de la Cleja, da, eu n-am spus asta, da. Am spus că interesul către cetățean e un pic mai mic. Primarul de la Cleja locuiește la Bacău, face naveta cu mașina primării, zi de zi, adică pe ești mașină, îți dau normal, ești lumea, care e problema, dacă acolo locuiesc. De ce să nu fac mașina cu naveta cu mașina primării? Dacă dumneavoastră... Vă spun cum mai sunt alți primari care fac naveta de acasă, la servici, la un oraș ăsta. Deci, dacă dumneavoastră credeți că prin asta se răcește... Și eu, de exemplu, mașina primării o parchez acasă. De ce o parchez acasă? Că dacă vin la primărie, trebuie să mai vin și la mea să o las, să ocup două locuri în parcare. Dacă am o urgență și trebuie să plec. Știți că este penal să folosiți mașina instituției în scop personal? Dar n-am folosit-o niciodată în scop personal. Nu. Niciodată nu am folosit în scop personal. Dacă am mers la șapte instituții de-a statului și am luat și o pungă de covrici de-a mâncat sau ne-am făcut cumpărători de 10 lei, 100 de lei, asta da, admit că arbitrat prin biseța, dar n-am fost niciodată strict în interes personal. Au fost șapte probleme, 10 de-a
comune sau 3 sau 2 câte au fost, și poate am apărtat și una de mea personală. Nu aveți să fie însemnând să vin acasă, să las mașina asta vreau și să mă dacă tot vorbim de la Renovicii, când funcționează canalizarea, vreau să-mi fac casă aici. Vă rog, chiar vă rog. Dar eu zic să o faceți dinainte, când vreo două următoare de urmă canalizare. Și atunci, atunci o să... Da, vă rog. Am o propunere. Mașina primăriei să fie folosită numai în cadrul comunii și pentru ieșirile către oraș să cumpără în primul rând o bicicletă. Nu bicicletă, da. Rezolvăm probleme de ea. Nu, alta intervenție vreau să fac, dacă mă permite. Am o discuție cu cetățenii din satul Soci. Este vorba de căminul cultural. Unul de ei, nu mai șocuveț așa, mi-a zis că domnule, dacă mai lăsăm căminul medă rămat, domnul primar, o să trebuie să ne înscriem în regimul silvic. Au crescut copaci și nu se mai putem exploata. Știi, domn primar, cum se plătește. Da, noi am venit cu o discuție în Consiliul Local acum un an, să mergem cu autorizații de demolare și de reconstrucție. Ce am făcut până acum, am reușit să intabulăm acolo 600 de metri pătrați. Deci oricând se poate reconstrui un cămin acolo. Acum, dacă dumneavoastră spuneți să facem numai demolare, facem documentația demolare, fără reconstrucție. Da, avizele și toate cheltuielile sunt la fel. Oricând le faci pe una și pe alta, chiar dacă nu mai construiești, nu te obligă nimeni să construiești, dar poți să... Cheltuiala și alergatul e același. Deci e aceeași treacă. Tot același aviz trebuie. Până când ne gândim să facem ceva, e un loc periculos acum. Nu e îngrădit și nu poate... Cum se numează, doamnă sectare? Ne începem documentația de demolare și de autorizare a demolării. Că trebuie firma autorizată, făcută autorizație de demolare ca să scoatem din circuitul din domeniul public, din inventarul public a comunii. Deci dacă mergem cu amândouă demolare și reconstrucție, nu trebuie să mă scoatem din circuitul, din domeniul public, din inventarul public. În inventarul public foarte greu le scoatem și să vedeți cât de... Să facem proiectul... Facem proiectul și nu-l construim și ea se mai poate aștepta. Este 2-3 ani și o să mai vin după noi, dacă vrea să o mai facă. Dacă nu pot să nu-l mai facă, că n-a nicio cheltuială. Oamenii care au vrut, ar fi totuși necesar. Știu că e necesar, dar... ei care cum vede, Consiliul vede într-un fel, ar fi necesar. Case pentru... Toate sunt necesare la nivelul comunii. Să știți că nu se termină lumea cu noi. Mulți nu mai sușește lumea că nu mai sunt copii. Sunt, avem 400 și ceva de copii. Sunt nasc, sunt 3 grupi la grădiniță. Tinerii tot ce nu se mai trebuie. Toată lumea zice, domnule, că nu m-a fost construit de Emanuel Nandu. Corect, da. Care cândva a fost o prima. Da. Nu întâmplător, eu încă nu. Așa, și peste ani de zile o să zic că, domnule, uite, cărmenul ăsta s-a construit de grădinarul Vișinel. Da, nu știu cum. Rămâne că... Cine o să mai zic asta? Cine o să mai zic asta? De ce? Cine o să mai trezit de cărmenul la Soci? O să ar putea să întrebi. Dar nu face are bun stil. Trebuie el la acolo, da. Stilul brâncovenesc. Nu, grădine, ce construit. Da, orice lucru, de exemplu, eu țin minte pe viceprimarul de la care m-a comunat, pe Grigoraș, și chiar de la am în memorie cu un om foarte bun și care o sprijinit oameni. Deci nu credeți că la un om neapărat că să-i dai un bun, un ban sau ceva. Și dacă vorbești frumos și dacă îl înțelegi la un necaz, la o durere și ești, empatizezi cu el, e foarte important. Nu neapărat să-i bagi în curte ceva. Nu. Poate fi umor. Da. Știm povestea. Tradiție. Asta e. De când vine m-ați o abordat. Dacă sunt alte întrebări, vă stau la dispoziție. O să vă informez că s-a dat ordin de începere. Într-o săptămână începe lucrările de asfaltare aici la cele 7 drumuri. În 2 luni de zile vom face recepția, garantat, până în septembrie vor fi gata. Solicitat și tronsonul prâncește 252B Tamaș, deci pe mofiliță pe aici.
să se reconstruiască și ala. Deci comuna va beneficia în următorul an de 7-8 km de asfalt. Intenționăm pe, să mai dezvoltăm un proiect pe să deschide iar o sesiune pe... Îndineți mai... Păi asta, dacă aveați răbdare, vedeți tinereții asta, așa nu aveam nicio răbdare când eram tânăr. Acum urma să vă spun. Dar nu vedeți nimic acum în cele 7 colini, ați văzut nicio colini. Sunt următoarele 7-5 din Dineț. Deci intenționăm la anul satul Dineț să fie asfaltat total, deci să nu rămână nici un metru pătrat. Până în alegeri. De drum, nu neapărat până în alegeri. Eu prefer să fac după alegeri ca să nu fie cu tentă electorală, dacă vei fi o primar. Dacă eu vă fie altă, să fac. Dar la alegeri să-l reparăm pe ăla la Fulgeriș. Garantat îl reparăm pe ăla și în pantă la Fulgeriș. La Fulgeriș s-ar putea și anul ăsta să turnăm un strat. De la limita de votar, vine pe sat. De la limita din votar și până pe cel puțin la jumătatea satului, e obligatoriu să facem asta. La finalul anului. Să vă auză Dumnezeu. Dar l-am face până la legeri garantat. Dar la Dineț facem după să nu fie cu tine. Să vă auză Domnul ceva acolo, Dumnezeu. Nu, să știți că m-ați întrebat și am uitat să continuu să vă spun de unde vom bani. E important și asta. Deci, la drumurile de la care le vom face pe DNS și nu știu la Pâncești dacă am luat în calcul vreunul, că mai am făcut o schiță. Deci vom depune pe finanțarea 23-27, în august se deschide acum. Și ca să avem punctaj acolo, am discutat cu proiectanți, cu consultanți, trebuie să mai prindem drumul de la Petreș, care face legătura cu biserica pe la Bișacu, acolo, și este la Cătălin Damian, pentru că biserica de la Petreș, vă cum știți, e monument istoric, e construit din 1800 și ceva, și avem un punctaj de 30 de puncte, care ne avantajează la finanțare. Dacă apare ghidul și o să mai găsim soluții pe undeva să mai creștem punctajul, vom vedea ce posibilități sunt la nivelul comunii. Că dacă ne spune să avem gară și națională, asta nu le putem uita. Nici gara, nici națională în plană de aici. Așa că ne-a dat alegerea. Drumul de la motor? Drumul de la motor a fost asfaltat odată, cu vreo 10-12 ani și că în 87. Uitați, mai aveți o școală acolo. E de unde te-ai scoasă. E scoasă, bunate. E scoasă, dar șacuie în parte. Bă, ca în Gheorghe, e da. Dată, sunt, e titlul, nu știu. Dar la motor trebuie, vă văd, mai multe să alții. Și asta foarte fântână, eu s-o stoc. Da, eu le-am dus o mașină de piatră, ca să o am în fund și o să rămână să mai joace copiii și să facă ca o masă de... Capacă. Acolo, da. O umple cu beton. Dar întâi trebuie să pună sort. Le-am dus sortul acolo, cetățenii din jur, o să o umpli cu sort, cu pământ, că le-am dus mai de la primărie, să vin doi sati de ciment și turnăm ciment acolo și să rezolvă. Jos pune sort și să rezolvă. Nu e o cheltuială prea mare pentru așa ceva. Da, așa că pentru DNS, transmiteți domnul Căsile, că vor avea... Dar ei au răbdare, cum au avut. Pentru casa specialistului. Banii pentru casa specialistului îi luăm de pe PNRR, și cu finanțarea... Și la Ghieneț, care ține drumul, de ce se va spa? Deci drumul... La anul ăsta și la... Deci anul ăsta nu avem. Deci la anul o să fie drumurile toate din capăt acolo, pe la Misaile Roate, care ies la Surgiu, care înconjoară, pe la Gheorghe al Chelaru. Și asta în schimb, până la ultimul om la Călău, la Costic, la Stoic acolo. Dacă mai știți alte drumuri publice, că nu private, nu le putem... Mai e? Care? Cum acum nu aveți un ghinez de alu? Da. Mai e la Chilebeni, drumul care urcă la Dineț. Alea sunt drumuri de exploatație, da? Și la Chilebeni? Tot de exploatație. Tot de exploatație. Și oamenii aia merg așa, prin noroi, nu? Vorbiți pe intravilană, Chilebeni? Chilebeni, intravilană, extravilană. Extravilană e o lună, extravilană. Nu, înseamnă că nu cunoașteți situația, vorbiți pe lângă subiect, nu cunoaște. Știu că extravilană aparține teritoriul Corbasca. Da, și putem să-l asfaltăm noi pe teritoriul Corbasca, dacă nu e al nostru. Convenții, găsiți o modalitate. Da, doamnă secretar, cunoaște situația de vreo 2 ani, nu e așa de simplu de mutat un drum dintr-o comună noastră. Deci... Da, aici pe la sală, că nu se poate, la sală, unui public de exploatare. Unde pe la Neatul de acolo, da. La Neatul de Al? Da. E de drumul lor acolo, nici nu te lasă să-ți bagi autogredul, dar vrei să mai... Acolo e o treabă de...
E prins, da, e prins și capătul ăla. Dacă văd că la noastră a de asfalt... Nu, nu e prins. Prins acolo, te prinde și un pod, te modifica proiectul. Sunt niște capi, la Căbăscu, mai la domnul colonel în capăt acolo de la SRI, cum îi spune, domnul Petrea Ion, dar greșeala au fost făcute de, conducerea care au, și consiliile locale care au aprobat investițiile, pentru că cel puțin de când sunt eu primar, nici un asfalt nu s-a oprit de la limita de intravilan, la limita de fug de intravilan, cu 100 de metri, noi pentru 200 de metri acolo trebuie să facem proiecte astfel, de la capăt toate avizele. Deci noi la Dăscălița, la Roșca, ne-am dus până la capăt, pe drumurile astea la Petre, ne-am dus până la limita pugului. Deci așa trebuie să făcut investiții. Mai bine așteptat, cum spuneți că mai așteptat oamenii 10-20 ani, am așteptat, că așa au fost timpul. Dar când le facem, le facem și de calitate și la limita maximă. Deci nu mai începem un capăt aici, mai continuăm un capăt pe dincolo. Deci cam asta e. În prima dată, pe la Lică, pe la Zamul, la deal, nu? Ăla e ultimul drum. Se cheamă, cum ești la cimitir. Ultimul drum, nu că-l facem ultima dată. Dar ce stăm acolo, chiar... Dar nu avem... Gratuit, calcul, dacă vă interesează. Să știți că nu avem alt drum, altă variantă decât acolo. Cum a... Eu vă doresc să sunteți răbdare, că... Eu o să merg pe drumul ăla, dar nu acum, o să merg multe alții. Cum o fi. Cine știe să desportat în vânt? Da, oamenii bun, poate... Nu ia vântul chiar așa ușor. Da. Da. Să nu intrăm în alte polemici cu deviant de la... Dar e bănuiesc în glumiți, nu... Deci înțeles. Deci au început șefii campania electorală. Da, eu am fost contracandidat 16 ani și m-am rugat pentru sănătatea contracandidaților. Nu m-am rugat să-mi vadă niciodată. Deci, că s-au schimbat timpurile acum. La cine v-ați jucat? Doamne, dacă... Mă știți că am o altă credință și sunt somat. Să-ți ai cu ce stiluță, dacă era mulțumit. Rugam să fii sănătos să mai continuăm, da. Închidem și dacă mai aveți ceva discuții la diversi, dacă nu, da, să închidem. Mulțumim pentru înțelegere.